Hei, te salut! Numele meu este Flavius și în acest video mi-am propus să-ți arăt pas cu pas care sunt cele mai importante extensii de anunțuri în Google AdWords și cum să le folosești pe fiecare în parte pentru ca tu să ai anunțuri cât mai persuasive, să ocupe cât mai mult spațiu în rezultatele de căutare Google și pentru ca rata ta de click să atingă un nivel ridicat pentru ca tu să ai campanie de succes în AdWords. Succes! Bun, acum că suntem în interfața Google AdWords, hai să vedem exact cum să creăm aceste extensii de anunțuri și ce sunt ele, dar și foarte important să știm cum ne ajută acestea să creștem relevanța anunțurilor noastre, ca acestea să ocupe mai mult spațiu și să ofere mai multe informații pentru persoane și clienții potențiali care vor să cumpere noi sau care caută cel puțin produsul sau serviciu pe care noi îl comercializăm. Pentru asta suntem în tabul de campanie, în campania mea de demo și dau click pe extensii și aici vedem toate extensiile pe care eu le-am creat. Dacă avem un cont nou, nu o să avem nicio extensie aici, dar putem să o creăm foarte, foarte ușor dacă vom da click pe acest plus. Practic aici avem toate tipurile de extensii și o să le explic pe fiecare în parte și ce înseamnă. Practic aici side link extension sunt acele mici linkuri pe care le vedem noi sub anunțurile noastre. Poate să fie maxim 4 sau 5 în funcție de anunțurile noastre pe care le dezvoltăm și ele sunt foarte bune pentru a afișa produse complementare, upsell sau cross-sell sau alte servicii pe care noi le oferim către clienții noștri. Fiecare trebuie să fie diferit, să ducă spre un landing page specific pentru ca anunțurile noastre să fie cât mai persuasive și să ofere cât mai multe informații pentru clienții care ne caută informațiile sau produsele sau serviciile noastre. După care avem Callout Extension, este o linie descriptivă, precum, să zicem, free delivery sau livrare gratuită, pe care o putem adăuga în descrierea noastră, prin care noi să mărim spațiul ocupat de anunțurile noastre. Este foarte important să folosim acest Callout Extension pentru anunțurile noastre, pentru ca ele să ocupe mai mult spațiu și să ofere informații în plus față de alte anunțuri ale concurenților noștri. După care avem Structured Snippet, acestea sunt, practic, bucăți de text care vor afișa anumite aspecte ale plusului sau serviciului nostru, cum ar fi greutate, înălțime, lățime, material și așa mai departe. Dacă vom da click, vedem că aleg la ce campanie să adaug această extensie de tip Structured Snippet. Avem extensia, este în limba română și aici alegem fie asigurare, cartiere, cursuri, vedem foarte multe elemente, servicii sau tipuri. Dacă dau pe tipuri, o să-mi zică și value 1, zic SEO, tipuri SEO, PPC, Facebook Ads. Deci, practic, aici avem tipuri, cum ar fi dacă avem să zicem, avem o campanie de AdWords care promovează mobilă, putem pune tipul canapele extensibile, retractabile și mai departe, din piele, din stofă și mai departe. Foarte important pentru a afla, a afișa multe informații, după care avem call extension, recomand, pentru ca anunțurile noastre să apară cu un număr de telefon lângă ele, ca oamenii care sunt de pe mobile să dea click și să ne sune. După care avem message extension, este o extensie care încurajează oamenii să ne trimită un mesaj text din anunțul nostru direct. Deci oamenii, dacă sunt pe mobile și vor da click pe anunțul nostru sau pe această extensie, vor deschide automat acel tab de mesaje cu mesaj deja predefinit copiat din AdWords pe care îl vom trimite către cel care are anunț. După care extensii de locație, în caz că avem multe locații, putem să afișăm informațiile despre acea locație, cum ar fi adresă, data de deschidere, orele și programul. Affiliate Location Extension arată alte locații afiliate. Price Extension putem arăta pe listă de prețuri sau un interval de prețuri a produselor sau serviciilor noastre. App Extension dacă avem aplicație și Promotion Extension, practic, arătăm oferte speciale și oferte. Hai să vedem cum înseamnă asta. Adle campania, să strigem la ad group, nivel de ad group, zic vreau pe acest ad group să afișez ocazie, cu ocazia holiday și aici alegem ocazia. Spring sale, să zicem, sau că este toamnă când se filmează acest video, să zicem Cyber Monday, putem alege indiferent. De Cyber Monday ai, să zicem, în limba română, moneda este RON, vedem discount monetar sau procent, să zicem 50, reducere la
să zicem, mănuși de box, ceea ce este important, cuvinte de mănuși de box. Și astfel avem un releu final pe care va ajunge clientul când va da click pe această extensie. Dacă avem detalii, la comenzi de peste, zicem on orders over 200 lei. Pentru că peste 100 de lei, aici 50 de ron reducere la mânușile de box. Foarte, foarte important, putem selecta și datele. Recomand aceste de extensie cu sfatul deschis, fiindcă ajută foarte mult afacerea voastră să atragă clienți potențial pe site. Succes!